Salutare, dragilor, și bine v-am găsit la un nou podcast. Și aici mi s-a format o întreagă cultură legată de tot ceea ce înseamnă mediul de dezvoltare antreprenorială și dezvoltarea în sine a unei idei și a unui concept de business, în cazul meu, dezvoltarea unei aplicații. În primul rând, am simțit că am câștigat încrederea unor oameni, care pentru mine au fost cel mai important lucru. Cred că cel mai frumos lucru este că faptul că văd că avem un impact. Aveam prieteni cu care discutam și le spuneam că vreau să fac asta, dar feedback-ul lor general era că sunt nebun. Inteligența artificială în general sperie și oamenii documentați și informați în domeniul respectiv. Incorporăm termeni ca imersivitate, ca machine learning, deep learning, artificial neural network. Dacă merge, merge. Așa gândește un programator. Sunt foarte mulți tineri talentați care nu știu cum să se afirme, nu știu cum să se facă vizibil. Și au automat cred inferiori și le lipsește validarea. Nu sunt numai eu. Dacă eu eram numai eu, nu aveam business-ul. Nu poți să faci nimic singur. Adică tu vrei să spui că sunteți unici la nivel mondial în momentul ăsta? Din acest punct de vedere, da. Ce ați mâncat voi? Când ați avut clipirile astea?